11, citim Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, din capitolul 2, de la versetul 15. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Avem bucuria în seara aceasta ca încă o dată să auzim cu urechile noastre. Numai că vedeți, de fiecare dată când auzi despre ceva ieșit din comun, parcă în inimă se naște și o curiozitate. Curiozitatea aceea de a și vedea. Și parcă ți-ai dori să vezi cu ochii tăi ceea ce ai auzit. Mulțumim lui Dumnezeu că în această seară avem un timp în care putem să vedem cu ochii noștri cam cum a fost. Poate nu exact cum a fost. E greu să creionăm la 2000 de ani distanță imaginea exactă a ceea ce a fost. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem posibilitatea aceasta să vedem. Și să vedem nu la televizor, nu la niște actori, ci să vedem la ființele cele mai minunate. La copilași, copiii bisericii noastre, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne mai rugăm noi pentru ei când încep școala. Ne mai rugăm noi pentru ei când încheie școala. Ne mai rugăm pentru ei când au examene, anumite examene. Dar cred că frumos ar fi să ne rugăm și în seara aceasta. Pentru că, dincolo de programul pe care l-au pregătit și așa și simțit să mă rog, mi-aș dori ca ceea ce au cântat și ceea ce prezintă în seara aceasta să reprezinte temelia credinței lor atunci când vor fi mari. Să nu fie doar o scenetă, să nu fie doar o cântare, doar ceva ce ei prezintă înaintea bisericii, ci să fie ceva ce să-și pună amprenta în viețile lor și în sufletele lor. Mulțumim lui Dumnezeu că după 2000 de ani, iată, există astfel de vestitori ai nașterii Mântuitorului. Și nu mai mă bucur că transmit ei vestea în seara aceasta, dar mă mai bucur de un lucru. Că dacă ei o transmit acum, știți ce înseamnă asta? Că dacă Dumnezeu va îngădui să mai fie pământul acesta, noi nu știm ce va fi. Vremurile sunt cum sunt, tragem niște concluzii, bănuim, intuim, ne gândim la ce poate fi, dar nu știm cum va fi cu exactitate, doar Dumnezeu știe. Dar dacă va fi ca pământul acesta să mai dăinuiască, partea bună știți care este. Că pentru încă vreo 60 de ani, 70 de ani, vor mai fi încă vestitori a acestui mesaj extraordinar de frumos. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul să binecuvinteze copiii noștri în seara aceasta. Aș vrea să ne rugăm în mod special pentru copii în această seară. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină în brațul Lui puternic. Într-un mod special spun lucrul acesta pentru că astăzi a fost și o zi deosebită și pentru mine. Am trăit-o cu emoție și mai tot amintesc din când în când despre dumneavoastră. Îngăduiți-mi în seara aceasta să spun așa că astăzi a fost aniversarea lui Cezar. Cezar astăzi a împlinit 10 ani. Domnul să-l binecuvânteze. Și mi-aș dori din toată inima, de fiecare dată când ne rugăm împreună, mă rog și caut cumva așa ca și prin mesajul acesta să înțeleagă următorul lucru. Mă rog ca Dumnezeu să-i ajute că atunci când vor fi mari, să fie lângă Dumnezeu, să fie bucuriți. Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Apoi, pe lângă bucuria aceasta pe care am avut-o în familie și bucuria pe care o avem în seara aceasta să fim aici, m-am întâlnit astăzi cu fratele Mihai Soloma și fratele Mihai spunea că fetița fratelui lui, nepoțica lui, în vârstă de 9 ani, se află în spital. Vedeți, e un har să te bucuri de copii. Săptămâna aceasta fusesem la comunitate și mi s-a prezentat
un alt caz. Fetița unui păstor din țara noastră, care are nevoie urgentă de operație, și operația costă undeva 100.000 de dolari. Imaginați-vă că am putea să fim fiecare dintre noi în situația aceasta. Nu degeaba spun în seara aceasta că vreau să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru copilașii noștri. Vreau să ne rugăm și pentru nepoțica fratelui Mihai, ca Domnul să se atingă de ea, ca Domnul să dea vindecare, ca Domnul să lucreze acolo și Domnul să se atingă de toți copilașii care, într-un fel sau altul, suferă. Și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să le dea și îndrăzneală și curaj. Ei au și emoții în seara aceasta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să le dea curaj și îndrăzneală. Amin. Pentru câteva momente plecăm ființele noastre înaintea lui Dumnezeu și în tăcerea sufletului nostru, în liniștea inimii noastre, înălțăm în gând rugăciunile noastre către Dumnezeu și Domnul să-și plece urechea, Cel care știe și gândul nostru, să asculte rugăciunile înălțate din biserica aceasta, în seara aceasta înspre El. Amin. Plecăm ființele înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm în liniște, în tăcere, fiecare dintre noi. Amin, apreciez această rugăciune, dar aș vrea să, în liniște, în tăcere, fiecare dintre noi să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Împreună cu cei care și-au încheiat rugăciunea, ne unim glasurile, dăm slavă lui Dumnezeu. Cei care mai vreți să vă rugați, puteți să rămâneți în duh de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. După prima strofă, însă, ne vom așeza ca biserică. Dăm slavă Domnului prin cântare. Domnului Domnul, prin cântare de sub numărul 503, Zacen este numenire, drăgălașul prunc Iisus, azi ne aduce mântuire coborându-se de sus.
când ați deschis ușa la biserică, dacă cu adevărat v-ați simțit bine sau cel puțin pentru o secundă v-a stat inima, dar vreau să vă zic că prezența tinerilor acolo nu a fost cu scopul de a speria pe cineva, de a face pe cineva să se întoarcă, ci a fost cu scopul de a vă introduce în atmosfera din seara aceasta. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră. Vă spunem bun venit la adunare, bun venit la biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin. Cel mai bun loc în care ați fi putut să fiți, am fi putut să fim în seara aceasta, să știți că este aici, în prezența Lui Dumnezeu și în prezența acestor copii minunați, cărora le spun și lor bun venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, dragi copii. Salutăm cu drag și pe aceia care se închină împreună cu noi de la distanță, de acasă. Dumnezeu să îi binecuvinteze și pe ei. Amin. A trecut doar o săptămână de când ne-am bucurat tot de prezența copiilor și e adevărat că parcă e un pic mai dificil atunci când e cu copii în biserică, dar în același timp e și mai frumos. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem acest har, acest privilegiu, într-un astfel de timp, într-o astfel de vreme, să putem să vedem atâția copilași în biserică. Numele lui Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Pe cei care v-ați întors acasă, mai de departe, vă spunem bun revenit acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Amin. Și pentru că știm așa că lucrurile sunt cu dus și întors. Adică, pe de o parte, ți-ai dorit să vină momentul acela ca să răsufli ușurat și să scapi. Pe de altă parte, ți-ai dorit parcă să mai dureze, totuși ca să mai repeți în minte încă o dată, încă de două ori. Totuși, cel mai bine este ca ceea ce ai pe inimă și ceea ce ai pregătit să poți să aduci înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea har peste tot ceea ce au pregătit copilașii noștri în seara aceasta. Și nu numai copilașii, că sunt și tinerii noștri care participă, dar aș zice așa, ca Domnul să ne facă pe toți niște copilași. Ai câte ani nu le-am zis. Așa știm noi să ne încurajăm de numai. Dar e important să fim ca niște copilași. Dar de ce e important? Dar de ce a zis Domnul? Și dacă nu ne facem ca ei, ce a zis Domnul? Păi, dragii mei, fiți atenți. Păi noi ar trebui să fim atenți la fiecare detaliu și la fiecare aspect. Ar fi trebuit să zicem amin din tot sufletul nostru. Că dacă nu ne facem ca niște copilași, Domnul Iisus Hristos a spus așa, cu niciun chip. Și fiți atenți, când Dumnezeu spune cu niciun chip, cu niciun chip. Așa că Domnul să lucreze la inimile noastre și să ne cerceteze în seara aceasta. Amin. Copiii cu ceea ce au pregătit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
vrea să împărtășesc cu voi povestea magilor veniți din răsărit. Să-i se închinem regele evreu, așa cum ei în stele. De multă vreme, tot aștept în fiecare noapte să văd pe bolta aceasta plină o stea care să anunțe că în lume regele se va naște cum știm din profețiile străbune. O, tare mi-aș dori să văd și eu un astru fără seamă printre stele care să anunțe regele evreu, dar nu știu dacă va fi în timpul vieții mele. De când tot privim și cercetăm această boltă mare, dar parcă nu mai cred că din senin o stea pe bolta aceasta va apare. Răbdare, fraților, vă spun, veți fi miți, aveți credință și nu vă îndoiți, căci stelele acestea pe care le priviți știu mult mai multe lucruri decât voi vă gândiți. Așa a trecut au nopțile și ani pentru acești magi ce citeau în stele. Până într-o zi, când unul dintre ei s-a hotărât să plece și vor rămâne între ei. O veste am primit din satul meu, că sunt bolnav ai mei părinți acum. Să îngrijesc de ei, eu mă pornesc la drum. Da, voi să stați de vede, să nu obosiți acum, căci răsplata voastră va fi fără seamă. Să ascultați de ceea ce vă spun. Eu cred că am obosit de atâta așteptare. În fiecare noapte nu văd nicio schimbare. Privind la bolta aceasta mare, mă văd atât de mic și parcă în zare. Oh, frații mei, priviți, o stea apare cu o lumină fără asemănare. E steaua de străbun preziză, strălucirea ei nu poate fi descrisă. Un rege s-a născut azi pe pământ, e regele evreu, e regele prea sfânt. Ce bucurie! Dacă aș ști să cânt, aș lăuda pe Dumnezeul mare, că în timpul pe pământ, să văd această stea, el i-a făcut-o mare. Gaspar, Melchior și Baltazar, magii celeste la căsării, spre Betlehem au pornit așadar, după stea călătorii. Nu e o stea, oricare stea, este chiar steaua lui, a Hristosului sfânt născut pe pământ, slavă Domnului. Cu bucurie în suflet, magii au călătorit în multe nopți.
vine, steaua a urmărit. Fric și căldură mare, pe drum a suferit, dar după multă vreme, la pronchi au sosit. În casă, când au intrat, pruncului s-au închinat. Aur, smilă și dămâie, prințul i-a dat. Și cu bucurie mare, că avea poate salvare și suflet sărbătoare, s-au întors spre casa lor, pe un alt drum și cu un alt dor. Dar acum să revenim la magul de care știm, că a plecat să grijească de părinții săi. Bucuros că de acasă, stelele privise și dorise steaua, care de mult o dorise. Lăsând bine lui părinți, fără întârziere, a plecat și la drum steaua să urmeze. Thank you.
din răsărit. O stea am urmat. Prințul născut de curând, eu l-am căutat. Nu cu multă vreme în urmă, trei magi au venit întrebând și ei de prinț. Tare m-au uimit. Preot și cărturat am chemat în grabă, ca să-mi spună unde are prințul să se nască. Și am aflat că în Betleem scrie prorocia. Se va naște Emanuel, Marele Mesia. Am spus magilor că dacă vor găsi pe prinț, să mă anunțe și pe mine ca să merg să mă închid. Însă magii pe aici nu s-au mai întors. Nu știu nimic de prinț și încă nu-l cunosc. Și-a pornit spre Betleem, bucuros că, iată, va putea să se închine pruncului îndată. Bună ziua, oameni buni! Dar aș vrea să știu dacă nu cumva cunoașteți pruncul celui viu. Tu vorbești despre Iisus, cel născut în iesle. Pe acest ial m-am primit de la înger veste, într-o noapte fără seamă. Îngerul mi-a spus că și pentru noi păstorii s-a născut Iisus. Am pornit spre Betleem să vedem minunea și am găsit un băiețel înfășat în sutecel. Într-o iesle adormit de-a lui părinți iubit, cum îngerul ne-a vestit și-am fost tare uimit. Ne-am întors pe deal la oi, plin de mulțumire. Toată noaptea n-am dormit, bucuroși că am întâlnit pe Mesia cel vestit și în inimii noi l-am primit. Dar Iisus nu mai era în cetatea Betleem, familia lui se mutase, fără să lase un semn. Și acest mag l-a căutat ani și ani de rândul, cheltuind mereu din darul ce adusese pentru pruncul. După o vreme, a auzit de învățătorul, de Mesia ce promis, de izlăvitorul, și mergea din loc în loc, fără zăbovit, cu speranță mare în suflet că-l va întâlni. Sunt atât de obosit, tot mereu în căutare. Nu vă supărați, domniță, pot să vă pun o întrebare? Poți, străine, cum să nu, ce doresc să știi? Despre Iisus venit chiar din veșnicie. Tu vorbești despre Mesia, Domnul meu Hristos, cel ce a vorbit cu mine și din păcate m-a scos. Mi-a spus despre apa vie, de închinare adevărată. El, Mântuitorul nostru, m-a căutat și sunt salvată. Condus din cetate în cetate, de oameni și dublări aflate, de departe auzi un om spunând că a fost orb, dar că vede acum. Prietene, aș vrea să-mi spui și mie povestea orbului Bartimeu. Eram orb, mereu dat la o parte și am strigat pe acelea ce poate, pe bolnavii vindeca, auzul surzilor să dea. Am cerșit milasa și am crezut că e Mesia din toată inima mea și astfel ochii mei și-au căpătat vedere. Ajuns în Betania, toată cetatea era în mișcare. Oamenii vorbeau despre învierea unui Lazar oarecare. Să nu vă supărați pe mine, doresc doar ca să știu mai bine despre această înviere despre care se vorbește cu tăcere. Străinule, m-aș bucura și-ți spun cu toată inima că Domnul meu este învierea. Lazar, fratele meu, era de 4 zile îngropat, dar după nume l-a strigat, el din mormânt a înviat, căci însuși viața l-a chemat. Și, ajungând în Ierihon, magul se întâlni cu un om, mic de statură, cum era, despre Iisus tot povestea. Bună ziua, omule bun și fericit! Ai vrea să-mi spui și mie pe cine ai găsit? Străinule, eu sunt un vameș, urât de neamul meu evreu, dar m-a chemat Iisus pe nume, din dudul unde urcasem eu. Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi intru în casa ta. Mi-a spus Iisus Mântuitorul, Domnul Hristosul și Mesia, și l-am primit nu doar în casă, ci i-am dat toată inima și el, în schimb, mi-a dat iertare. A luat asupra lui chiar toată vina mea.
încet pe drumul care doar spre Ierusalim ducea, gândind la toate ce știa despre Iisus ce vindeca și orbilor lumină da, pe șchiop să umble ajuta, chiar morții el învia și dragostea lui fără margini păcatele acoperea. Ajunse fără să-și dea seama, înconjurat de zarmă mare, Ierusalimul cel vestit era în continuă mișcare și căuta nedumerit pe cineva ca să întrebe. Nu înțelegea ce vrea mulțimea, pe cine o să dea prin lege. Îl caut pe Iisus Mesia și nu știu unde să mă duc. Nu, n-ai auzit cumva de dânsul să-mi spui pe unde să apuc? E chiar aici, în fața noastră, pe lemnul crucea tânăr, nădejdea noastră, slava noastră, la moarte a fost condamnat. Și eu credeam că el va fi cum îngerul mi-a spus odată, un împărat ce va domni ca David cel de altă dată. Nu pot să cred ce se petrece cu fiul meu ce prea iubit, inima mea mi-a strâmpusă, sufletul meu nemâhnit. Dar magul nu mai asculta cuvintele ce a spunea. Privirea lui era acum doar la Iisus ce sângera. 30 de ani, chiar și mai bine, pe prunc a căutat mereu. Cu daruri multe, el pornise ca pentru fiul de Dumnezeu. Acum nu mai avea nimic din lucrurile prețioase, căci le împărțise la sărmani, la cei ce nu aveau nici case. Crezuse că se va întâlni cumpriți în glorie și slavă și a găsit un condamnat, înconjurat de mare zarbă. Te caut, Doamne, de ani mulți și azi când te-am găsit pe cruce, sunt răvășit, sunt chiar mâhnit, nici dar nu am ați aduce. Sunt bucuros că m-ai găsit, să spun ceva tare am dorit. Darurile ce ai împărțit tu, mie mi le-ai dăruit. Din prima zi când ai pornit, urmând o stea, te-am prețuit. Căci, de mă caută cineva, lui mă l-ați descoperit. O, Domnul meu, sunt copleșit, peste măsură de uimit și sunt tare fericit că în sfârșit eu te-am găsit, dar n-aș vrea să fi pironit, să stau cu tine mi-am dorit. Suflete drag, eu te-am primit, de astăzi tu ești mântuit, căci chiar la cruce m-ai găsit și inima mi-a dărmit. Hainele eu ți le-am albit, du-te acasă liniștit. Mesia, Domnul ți-a vorbit, umblă pe cale fericit. Căci eu în lume am venit, tocmai pentru acest ceas cumplit. Să port păcatul lumii întregi, eu trupul mi-l-a dăruit. Să împac lumea cu Dumnezeu, ca mea de jertfă, nu ca leu. Și cine crede în jertfa mea, cu mine parte va avea și în veșnicie va intra. Oamenii azi sărbătoresc Crăciunul în lume, cu multe distracție, mâncare și prăjituri bune. Cadouri scumpe și brazi împotopiți și moș Crăciun destui pe străzi îndăpeziți. Și toate acestea, unde este bucuria? Se mai vorbește oare de Mesia, de pruncul cel născut la Betleem, ca să salveze lumea din blestem? Tu, cel ce te numești creștin în România, cunoști tu pe Hristosul, pe Mesia, pe Prințul Păcii și al lumii împărat, care a venit din cer ca tu să fii salvat, așa cum magul l-a întâlnit la cruce. Și tu poți azi să-l întâlnești la fel, căci crucea lui iertare îți aduce, salvare, bucurie și un nou țel. Acela te-a urmat cu dăruire și te-a petrece veșnicii cu el. De azi sărbătorește-l pe Mesia, pe pruncul cel născut la Betleem. Primește-l azi în casa ta, pe Domnul Slavei. Deschide-ți inima pentru Emanuel.
foarte bine fiecare dintre noi și adeseori auzim expresia aceasta. Că dacă nu le dăm noi de lucru copiilor, atunci va fi altcineva care le dă de lucru. Așa că ne-am gândit să le dăm de lucru și ce frumos să-i auzi și am fost atent la copii, nu au avut nevoie, chiar dacă fetele au fost pregătite și la orice piesă, întotdeauna un rol important dau și șoptitorii. E chiar o meserie aceasta și una cât se poate de importantă. În seara aceasta au șomat, n-au avut ce să facă, pentru că fiecare dintre copii și-a învățat foarte bine rolul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pe lângă faptul că s-a reușit să fie deconectați de la ceea ce sunt atrași în zilele acestea, pe lângă faptul că au acumulat ceva frumos și au învățat ceva foarte frumos, ei în seara aceasta au și transmis ceva. Au fost niște vestitori puri, curați, ai celei mai frumoase vești. Vestea că s-a născut un Mântuitor. Dumnezeu să binecuvinteze copiii bisericii. Și dacă data trecută, duminică, spuneam așa că Scriptura ne învață să știm să prețuim pe cei care se pun în slujba lui Dumnezeu. Haideți să ne arătăm prețuirea și față de munca copiilor, dar nu doar a copiilor, și a învățătoarelor. Și eu vă rog să-i aplaudăm. Pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și așa e frumos. Aseară am avut așa o imagine a corului, a corului mixt, lăudând pe Dumnezeu. Acum să vedem această imagine a copiilor care laudă numele lui Dumnezeu. Mă gândesc la fratele Adi, mă gândesc la Estera. Cred că inima unui păstor, inima unui grijor, este bucuroasă atunci când vede că, din urmă, generații și generații vin iarăși și laudă numele lui Dumnezeu. Mulțumesc corului pentru slujirea de aseară. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumesc celor care v-ați rugat pentru noi, mulțumesc celor care ați venit să ne fiți alături la Jioara și apreciem și pe cei care ați venit în seara aceasta să fiți împreună cu noi aici la închinare. Pentru că așa se cuvine și așa se cade, și așa este și obiceiul și perioada cadourilor. La sfârșit, fiecare copil va primi câte un cadou. O să primească și copiii din sală și o să vă rugăm ca să aduceți copiii din sală să primească câte un cadou. Învățătoarele le-au pregătit. Rugămintea mea este ca după ce primesc cadouri să vină să se așeze și ei aici și cei din sală cu cei de aici așa să facem așa o poză. Peste ani, anii vor trece, vor zbura. Cum mă gândeam așa, păstorii aveau fiecare dintre ei un băț. Și m-am gândit că unii dintre dumneavoastră sunteți tot păstori, că veniți tot cu bățul. Și ați putut să jucați foarte bine rolul acesta în seara aceasta. O să treacă ani și va fi frumos să vadă peste ani unde au fost atunci când au fost mici. Așa că o să vă rog să veniți aici, copiii din sală se vor așeza aici. Dacă nu stau singuri și sunt prea mici, puteți să veniți împreună cu ei. Nu e nicio problemă dacă apăreți în poză împreună cu copiii dumneavoastră. Mâine, dacă va fi un zi de mâine, va fi timp de colindat. Nu știu dacă v-ați înscris, nu știu dacă ați spus, nu știu dacă sunteți pregătiți. Nu știm cum se va colinda, dar se va colinda dacă nu am auzit la biserică. Cert este că duminică dimineața vă invităm la închinare la Casa lui Dumnezeu. Începând cu ora 10, venim aici așa să lăudăm numele lui Dumnezeu. Împreună cu noi, la serviciul de închinare de duminică dimineață, va fi grupul Teo Family, care vor avea un concert de Crăciun, colinde, împreună cu noi, în mijlocul bisericii noastre. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De mult am tot insistat, am păstrat legătura, fratele Adi a păstrat legătura, s-a ocupat, s-a ținut așa ca scaiul și Dumnezeu a îngăduit ca să fie împreună cu noi duminică dimineața. Apoi vă invităm și duminică după amiaz, când tinerii noștri, la fel, au muncit mult. Și vă invit să veniți anul trecut, am fost plecat, n-am fost când ei și-au avut programul anul ăsta, m-am tot gândit cum să fac, trebuie să mă împart, bunicii sunt la sat, părinții sunt acolo,
Sunt oameni pe care i-am slujit un timp acolo și probabil că mă voi duce și acolo, dar voi veni și aici ca să-i ascult și pe ei. Și chiar vă invit, mai luați pe câte cineva cu dumneavoastră și aduceți-i la programul de duminică dimineață, la programul de duminică seara. Ne vom întâlni și luni de dimineață și apoi ne vom întâlni și luni de după amiază. Dumnezeu să binecuvinteze aceste zile de sărbătoare și rugați-vă ca în timpul sărbătorii Dumnezeu să cerceteze suflete, Dumnezeu să cerceteze oameni și să se ia hotărâri veșnice în locul acesta. Dumnezeu să lucreze așa cum numai El știe și poate. Amin. În seara aceasta continuăm închinarea noastră, ne dezmorțim, ne înviorăm, ne ridicăm în picioare, cântăm împreună. În timpul acesta în care cântăm, ne închinăm înaintea Domnului și cu bănuțul nostru, dărnicia noastră, după care fratele păstor, fratele Titus, ne va citi un cuvânt din Sfânta Scriptură. Nu va fi cuvântul de studiu, pentru că nu vom avea studiu în seara aceasta, ci va fi un cuvânt adecvat și potrivit cu sărbătoarea și cu atmosfera de sărbătoare. Ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Și puterea celui preanalt te va umbri.
De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămistit și ea un fiu la bătrânețe și ea căreia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile când vor zice fericită, pentru că cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri, față de Avram și sămânța lui Iac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă, este cuvântul lui Dumnezeu și noi spunem Amin. Ne închinăm Domnului în rugăciune. Doamne Tată, îți dau slavă Ție pentru seara aceasta, Doamne. Îți mulțumesc că am putut să ajungem cu toți în casa Ta, Doamne, că suntem sănătoși. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru copiii aceștia minunați care Ți-au lăudat numele Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți slujitorii din casa Ta, toți cei care fac o lucrare în numele Tău. Doamne, Te rog, binecuvântează-i Tu pe ei și răsplătește-i așa cum consideri Tu. Doamne, Te rog, atinge-te și de cei bolnavi, atinge-te de nepoata fratelui Mihai, Doamne, atinge-te de toți cei bolnavi din casa Ta care și-ar dori să vină încă o dată în casa Ta și să se închine împreună cu fraților. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru cuvântul pe care ni l-ai dat în această seară, dă-i putere fratelui păstor să vestească Evanghelia venită din partea Ta, Doamne, nu din partea oamenilor. Îți mulțumesc, Tată, și pentru darurile de bunăvoiește să dăvesc pe Tine acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt convins că voi începe așa cu o limbă străină pentru cei din stânga mea și poate chiar pentru unii dintre cei din dreapta, dar vă mai amintiți cum erați întâmpinați într-o brutărie înainte de 89. Dacă mergeați într-un magazin în care se vindea pâine, înainte de 89, cum erați întâmpinați? Vă mai aduceți aminte de celebra pâine Dâmbovițară. Era un singur sortiment de pâine și acela era pe cartele. Astăzi, dacă intri într-un supermarket sau dacă intri într-o brutărie, ai o mare dilemă. Ce sortiment de pâine să-ți alegi? Pe toate scrie pâine. Una este pâine cu, alta pâine cu, unele arată într-un fel, alta arată în altfel și ai o problemă, care o fi cea mai bună. Știți ce face diferența? Pentru că spuneam că în termen generic fiecare dintre ele se numește pâine. Dar de unde vine diferența? Și înțelegem că diferența vine din ingredientele care se pun acolo. Din lucrurile care se pun și fiecare sortiment are ceva specific. Acum, cred că este perioada aceasta în care fiecare dintre dumneavoastră ați furat, ați dorit cuiva drag să aibă un Crăciun fericit. Să aibă parte de un Crăciun, dacă se poate, de excepție, de un Crăciun în care să se simtă împlinit și să simtă că este cu adevărat sărbătoare. Acum eu aș merge mai departe și v-aș spune că vă doresc un Crăciun excepțional. Vă doresc să aveți parte de un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu, în care cu adevărat să vă bucurați, numai pentru aceasta,
Îngăduiți-mi ca în seara aceasta să vin cu câteva ingrediente pentru un Crăciun fericit. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă cineva doar ne urează Crăciun fericit sau sărbători fericite, nu este niciun fel de garanție că așa va și fi. Poate că cel care ne-a urat lucrul acesta spune din toată inima, îl spune așa cu toată convingerea, poate chiar ne dorește lucrul acesta, dar asta nu este o garanție că vom avea parte, că vom avea parte de un Crăciun frumos, de un Crăciun de excepție. Dacă mă gândesc la primul Crăciun, adevărat că atunci n-a fost Crăciun, a fost o sărbătoare privilegiată chiar de nașterea Domnului Iisus Hristos. Unii o suprapun cu niște sărbători evreiești, nu intrăm în detaliile acestea, dar cu siguranță că ziua aceea a fost cu totul și cu totul excepțională pentru Maria, a fost cu totul și cu totul excepțională pentru păstori și pentru alții care, pe care Scriptura îi menționează. Și în seara aceasta spuneam, îngăduiți-mi să vin înaintea dumneavoastră să vă dau câteva ingrediente pentru un Crăciun de excepție, un Crăciun fericit. Și nu le dau de la mine, le dau din Sfânta Scriptură și pentru a avea parte de un Crăciun fericit avem nevoie de câteva lucruri și voi încerca să le enumăr și să fiu cât se poate de succint cu fiecare dintre ele. Mai întâi, pentru a avea parte de un Crăciun fericit, avem nevoie de revelație divină. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne descopere planul Său, ca Dumnezeu să ne descopere voia Sa, ca Dumnezeu să ne descopere tainele Sale, ca Dumnezeu să ne descopere lucrurile de care noi avem absolută nevoie. Vă rog să observați că acesta a fost lucrul sau primul lucru de care a avut parte Maria. Urmau în viața ei niște evenimente, urmau în viața ei, dacă vreți, un șir de evenimente care erau greu de imaginat. Numai că a fost o seară, sau a fost o zi, în care Scriptura ne spune că Maria a avut parte de o vizită, și nu de vizita oricui, ci de vizita unui înger. Și Dumnezeu este acela care îi revelează planul Său. Dumnezeu este acela care are un mesaj pentru Maria. Dragii mei, dacă vreți să aveți parte de un Crăciun fericit în anul acesta, rugați-L ca Dumnezeu să vi se reveleze. Ca Dumnezeu să ni se descopere. Ca Dumnezeu să ne descopere care este planul Său, care este voia Sa, ca Dumnezeu să descopere fiecăruia dintre noi ceea ce El a pregătit pentru noi. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul acesta cu fiecare. Știți, vine Scriptura și ne spune, dacă nu este nicio descoperire dumnezeiască, dacă Dumnezeu nu mai are niciun cuvânt pentru noi, știți ce zice înțeleptul Solomon că se întâmplă? Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Poporul începe să se înstrăineze de Dumnezeu, începe să se îndepărteze de Dumnezeu. Da, vor sărbători Crăciunul, dar știți dumneavoastră cum se sărbătorește Crăciunul în zilele noastre. Pentru un Crăciun fericit avem absolută nevoie ca Dumnezeu să ni se reveleze, ca Dumnezeu să ni se descopere și mă rog ca El să o facă fiecăruia dintre noi. Apoi, un al doilea ingredient pe care vreau să-l remarc, pentru a avea parte de un Crăciun fericit, avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Ne uităm în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, la versetul 28. Și aici Scriptura vine și spune așa. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Acum vedeți dumneavoastră, pentru noi, cuvântul har a devenit atât de obișnuit. Și vorbim despre har și cântăm despre har și pentru noi cuvântul acesta har a devenit așa un fel de cuvânt bisericesc pe care îl folosim în biserică, pe care, la care încercăm să dăm cât mai multe definiții, să dăm cât mai multe conotații, dar să știți că pentru Maria, pentru Maria cuvântul har n-a semănat ceva comun. N-a fost ceva comun. Pentru că spune Scriptura, Evanghelia după Ioan capitolul 1, că până la Domnul Iisus Hristos a fost har. Până la Domnul Iisus Hristos a fost lege. Căci legea a fost până la Hristos, spune Scriptura, dar harul a venit odată cu Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, pentru un Crăciun fericit, pentru un Crăciun binecuvântat, avem nevoie de harul lui Dumnezeu.
Și noi ne rugăm și îmi place să cred că casa aceasta încă este o casă de rugăciune, o casă în care noi ne rugăm lui Dumnezeu și implorăm harul lui Dumnezeu cu ocazia sărbătorilor. Vrem să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu. Avem noi o cântare care vine și spune la un moment dat, de n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și aș plânge în zadar. N-ar fi sărbătoare. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu prezent, dacă nu ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu în locul acesta, putem să organizăm oricât de bine, putem să facem lucrurile să funcționeze ca unse, așa cum zice românul, dar dacă nu este harul lui Dumnezeu, acolo nu este împlinire, acolo nu este binecuvântare, acolo nu este satisfacție sufletească. Pentru a avea parte, pentru a avea parte de sărbători binecuvântate, de un Crăciun de excepție, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și îmi place. Îmi place ceea ce spune din nou în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Și Scriptura vine și spune așa, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Mă rog ca în anul acesta de sărbători, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harul Lui. Să aveți parte de harul lui Dumnezeu revărsat din belșug peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră. Când conștientizăm prezența harului lui Dumnezeu, când ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, când suntem beneficiari ai harului lui Dumnezeu, atunci dintr-o dată sărbătoarea este cu adevărat sărbătoare. Deci, mă gândesc cu tristețe că ar fi posibil, că ar fi posibil ca Dumnezeu să ofere har și noi să-l respingem. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea altă dată Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel vine și spune, zice, eu nu pot, sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Și spunea Pavel, cu toate acestea, eu am lucrat mai mult decât toți ceilalți. Și imediat Pavel se corectează. Știți ce spune? Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și apoi el mărturisește și spune, harul lui Dumnezeu pentru mine n-a fost zadar. Dumnezeu este acela care ar vrea ca de sărbătorile acestea și nu numai de sărbătorile acestea să ne ofere harul lui. Dar s-ar putea. Ar fi trist ca harul pe care îl oferă Dumnezeu să fie zadarnic, pentru că noi nu îl primim. Pentru că noi nu acceptăm harul lui Dumnezeu. Sigur, aș putea să vorbesc despre cuvântul acesta, despre har, și să vorbim despre varietatea, despre multele feluri a harului lui Dumnezeu. Dar vreau să vă urez din toată inima, la Crăciunul acesta, să vă bucurați de harul lui Dumnezeu. Să simțiți harul lui Dumnezeu. Apoi, pentru un Crăciun fericit, pentru o sărbătoare fericită, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Versetul 28. Și în continuare. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Dragilor, dacă este ceva care să ne aducă bucurie, ce ar trebui să ne aducă bucurie, atunci este prezența lui Dumnezeu cu noi. Vă aduceți aminte ce spunea David în cel mai cunoscut psalm al său, psalmul 23? Chiar dacă ar fi să trec prin valea cu umbrele morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Când ești tu cu mine, lucrurile se schimbă dintr-o dată. Psalmistul în psalmul 73, la un moment dat mărturisește și spune, era să mi alunece pașii, era să mi se încovoaie picioarele, mă uitam la cei răi, le merge bine, și apoi când mă uitam la mine, că sunt lovit, că am parte de suferință, că nu mă bucur de ceea ce se bucură ceilalți, ce eram în cumpă în aceasta să mi se îndoaie picioarele, să mi alunece pașii. Și vine el la un moment dat și spune așa, însă eu sunt totdeauna cu tine. Dragii mei, însoțirea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața noastră este garanția sărbătorii. Este garanția binecuvântării sau a satisfacției în zi de sărbătoare. Spuneam și aseară că cel mai banal lucru pe un certificat de naștere este numele copilului, nu? Pe fiecare certificat de naștere, acum sexul nu se mai scrie, se scrie gen. Dar apare numele copilului.
Și când ne uităm pe certificatul de naștere a Domnului Iisus Hristos, în cartea prorocului Isaia la capitolul 7, acolo Scriptura spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Vă doresc la sărbătoarea aceasta ca Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Să aveți parte de însoțirea lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră, probabil ca și mine, de altfel ne-am fi bucurat să fim cu toată familia. Dar așa sunt vremurile, unii sunt plecați într-o parte, alții sunt plecați în alta. Ar fi posibil ca unii din casa noastră să nu fie cu noi de Crăciun, dar mă rog ca Dumnezeu să fie prezent acolo. Dumnezeu să fie acela care să compenseze lipsa oricărui altei persoane. Și când Dumnezeu este prezent, acolo este împlinire, acolo este satisfacție. Vă doresc la sărbătoarea aceasta să simțiți prezența lui Dumnezeu alături de dumneavoastră. Să simțiți că Dumnezeu este cu dumneavoastră. Asta nu garantează că nu vor fi, sau nu vom avea parte de suferințe. Asta nu garantează că nu ne asumăm riscuri. Vedeți dumneavoastră, chiar dacă Maria primește asigurarea aceasta, Domnul este cu tine, să nu vă imaginați că a fost ușor. Spune Scriptura că unii, chiar logodnicul ei, se gândea să o părăsească, se gândea să o lase, numai că Dumnezeu a fost acela care anunță, eu voi fi cu tine. Dumnezeu este cu Maria. Dumnezeu vrea să fie cu noi și mă rog ca El să fie cu noi cu ocazia acestei sărbători. Merg mai departe și un alt ingredient pe care aș vrea să-l prezint pentru o sărbătoare binecuvântată este îndurarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Versetul 30. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Noi ne gândim de fiecare dată și ne gândim că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndurător. Este un Dumnezeu care este plin de bunătate și este plin de îndurare. Și așa este, binecuvântat să fie numele Lui. Numai că de îndurarea aceasta aș vrea să avem parte fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte de ceea ce cânta un poet la un moment dat, sau spunea un poet la un moment dat și el zicea așa, în îndurarea Domnului cum am ajuns? Nu știu. Nu știm cum am ajuns în îndurarea lui Dumnezeu, dar știu un lucru. Că avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă numai pentru un moment, dacă numai pentru o clipă, Dumnezeu n-ar mai fi îndurător cu noi. Îngăduiți-mi să vă spun, noi n-am apucat ziua de duminică. Numai pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndurător, noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne copleșească așa cu îndurarea Lui și în zilele care ne stau înainte. Prorocul Ieremia a trecut printr-o perioadă grea. Cunoașteți Scriptura, cunoașteți împrejurările în care a trăit Ieremia, amenințări din toate părțile, parcă se părea lui că toată strădania lui este zadarnică, poporul nu l-a ascultat, el le-a sfătuit una, ei au decis să facă alta și parcă se uită Ieremia așa în jurul lui și zice, nu mai este nicio speranță. Și apoi îi vine în minte și noi citim în plângerea lui Ieremia, capitolul 3, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Doresc ca îndurarea lui Dumnezeu să n-ajungă la capăt pentru noi. Doresc să ne bucurăm la sărbătorile acestea de un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu care ne copleșește cu îndurarea Lui. A copleșit-o pe Maria și Maria când a auzit despre îndurarea lui Dumnezeu, când a luat act de Dumnezeul acesta îndurător, Maria este aceea care explodează în cântare, pentru că este entuziasmată. Dumnezeu își manifestă îndurarea. Și mă rog ca Dumnezeu să-și manifeste îndurarea și peste noi. Un alt ingredient pentru o sărbătoare împlinită, pentru o sărbătoare binecuvântată, noi avem nevoie de credință. Ne uităm în versetul 45. Și aici Scriptura spune următoarele. Sunt cuvintele pe care le adresează Elisabeta. Și Elisabeta a vorbit și ea sub inspirația Duhului Sfânt. Atunci când Maria i-a trecut pragul casei, Elisabeta este aceea care exclamă cuvintele acestea.
ferice de aceea care a crezut. Pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Dragii surori, mai credem noi ceea ce ne-au prezentat copiii în seara aceasta? Mai credem noi că Domnul Iisus Hristos a născut în felul în care ni l-a prezentat Scriptura, în felul în care ne prezintă Cuvântul lui Dumnezeu? Îmi spunea fratele păstor Blazer Petru azi, într-o dimineață, așa că sunt păstori astăzi care spun că Domnul Iisus Hristos nu s-ar mai fi născut în viață. Că astea sunt niște mituri, că acestea sunt niște povești și vă rog să le țineți, am spus păstori. Am spus oameni care au pretenția că propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Dar nu mai cred. Noi mai credem? Noi mai credem că Domnul Iisus Hristos este trimisul cerului care să vină în lumea noastră pentru mântuirea noastră? Noi mai credem că El e într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, că El este acela care a venit în mod unic în lumea noastră pentru a ne bucura de sărbătoare, pentru a avea parte de un Crăciun de excepție? Noi avem nevoie de credință. Și mă rog ca Dumnezeu să găsească credință în inima fiecăruia dintre noi. Știți, Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, atunci când încă era pe pământ, de fapt, chiar înainte de patima sa, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, pune o întrebare. Când va veni Fiul omului, va mai găsi El biserici? Când va veni Fiul omului, va mai găsi El religie pe pământ? Nu astea au fost întrebările Domnului Iisus Hristos. Întrebarea Domnului Iisus Hristos a fost când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ. Frați și surori, prieteni, dar în seara aceasta ne urmăriți sau sunteți aici, întrebarea este, noi chiar mai credem ceea ce spune Scriptura? Chiar mai credem ceea ce ne-a revelat Dumnezeu prin Cuvântul Său? Pentru că dacă ne lipsește credința, vom avea sărbători tradiționale. Vom avea sărbători care probabil vor fi frumoase prin datinile, obiceiurile, tradițiile care sunt, dar care nu ne vor împlini sufletește. Pentru că odată cu sărbătoarea se va duce și satisfacția, se va duce și bucuria. Dar când inima noastră este credință, când suntem cu inima plină de credință, atunci sărbătoarea va fi o sărbătoare împlinită, va fi o sărbătoare binecuvântată. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască credință și să ne bucurăm, să așteptăm sărbătorile crezând tot ceea ce Dumnezeu ne spune. Vedeți dumneavoastră, pentru Maria n-a fost ușor să accepte. N-a fost ușor să creadă, n-a fost ușor pentru Iosif, pentru că Scriptura ne spune că la vestea că logodnica lui este însărcinată, Iosif a decis să o lase, să renunțe la ea. N-a fost ușor. Dar a fost nevoie de un act de credință. Pentru a ne bucura de sărbătoare avem nevoie de credință. Și mă rog ca Dumnezeu să ne-o dăruiască. Apoi, un al șaselea ingredient. Un al șaselea lucru, doar două mai am, acesta și ultimul. Un al șaselea lucru de care avem nevoie este smerenia. Ascultați, vă rog, ce a spus Maria în versetul 45 în cântarea ei. Zice așa, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Versetul 46 în continuare. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Acum vă rog să vă imaginați. Să vină un înger la tine, să-ți aducă vestea că a te ales Dumnezeu să fii purtătoarea Fiului Său și tu totuși să mai rămâi smerit. Ce ziceți dumneavoastră? Păi n-ar fi fost normal ca Maria să fie acum cap de afiș? Fecioara aceasta este aceea care are onoarea, are cinstea deosebită. Dar știți ce zice Maria? Starea smerită a roabei sale. Dragii mei, smerenia este una dintre podoabele din ce în ce mai rare pe care le găsim în biserică. Haideți să recunoaștem. Suntem mândri de mașinile noastre, suntem mândri de casele noastre,
suntem mândri de hainele noastre, suntem mândri de cunoștințele noastre, suntem atâta sau avem atâtea lucruri pe care ne mândrim. Și în contextul acesta al binecuvântărilor lui Dumnezeu de care ne bucurăm, întrebarea mea este, mai rămânem noi smeriți? Mai recunoaștem noi că tot ceea ce avem și tot ceea ce primim, primim de la Domnul? Că dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să ne binecuvinteze din toate lucrurile acelea pe care le afișăm, din toate lucrurile acelea cu care ne lăudăm, noi n-am fi avut nimica. Zmerenia este aceea care ne leagă de Dumnezeu, care ne face să recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. Maria vine și spune starea smerită a roabei sale. Deci, parcă este un contrast. Vine Îngerul și spune, binecuvântată ești tu între femei, adică ești unică, Maria. Ești cu totul și cu totul deosebită. Te bucur de binecuvântarea lui Dumnezeu. Maria vine și spune, sunt o roabă smerită. Nu este un contrast uimitor aici? Dacă vrem să avem parte de sărbători binecuvântate, dacă vrem să avem parte de un Crăciun de excepție, atunci, mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu smerenie. Să avem podoaba aceasta sfântă, care este smerenia. Și voi încheia un ultim lucru. Un ultim lucru care ne face să avem parte de un Crăciun binecuvântat. De o sărbătoare binecuvântată. Disponibilitate față de planul lui Dumnezeu. După ce Îngerul i-a comunicat vestea pe care i-a comunicat-o, ascultați, vă rog, ce spune Scriptura în versetul 38. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și parcă Maria ar spune, știu că nu va fi ușor. Știu că lucrurile nu vor decurge așa cum le doresc, așa cum mi le-aș dori eu. Dar sunt aici, sunt la dispoziția ta. Facă-mi se după cuvintele tale. Ceea ce spune Maria în cuvintele acestea este faptul acesta. Doamne, eu sunt 100% disponibil ca planul tău să se împlinească în viața mea. Eu sunt 100% disponibilă ca tu să fii aceea care să lucrezi în viața mea. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și Maria recunoaște că nu știu cum se va face lucrul acesta. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg cum va fi viitorul de acum înainte. Ce se va întâmpla în viitorul meu. Dar eu știu un singur lucru. Sunt la dispoziția ta. Facă-mi se după cuvintele tale. Cât de mult mai suntem noi dispuși ca Dumnezeu să-și facă voia Lui în viața noastră? Cât de mult mai acceptăm ca planurile lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră? Știți? S-ar putea ca planurile lui Dumnezeu să ne strice planurile noastre. Și mă gândesc la Maria și gândiți-vă la Maria și mă gândesc la orice fată obosită. Planurile ei le-ar de ce să leagă? De ziua nunții. Și Maria este aceea care și-a legat planurile de viitor de ziua aceea a nunții și dintr-o dată primește vestea, nu mai poți să faci lucru. Și Maria vine și spune, Doamne, nu contează asta. Dacă planul tău este altul, eu renunț la planurile mele și planul tău vreau să se împlinească în viața mea. Asta înseamnă disponibilitate, disponibilitate pentru Dumnezeu. Avem noi o cântare, am mai cântat-o de mai multe ori așa și la un moment dat vine poetul de cântare și spune în versurile acestei cântări, sunt aici, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Chiar suntem sinceri când cântăm cântarea aceasta. Chiar o cântăm așa, dorim că atunci când Dumnezeu ne cheamă, noi să fim disponibili pentru lucrarea, pentru planul lui Dumnezeu. Vă doresc din toată inima să aveți parte de sărbători binecuvântate în anul acesta. Vă doresc să aveți parte de un Crăciun excepțional. Un Crăciun de excepție. Dar nu uitați, avem nevoie de câteva ingrediente. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Avem nevoie de mesaj din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca noi să dăm, să fim smeriți, să ne stăm într-o stare smerită. Și avem nevoie să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, chiar dacă e sărbătoare, nu voia noastră. Nu felul în care noi am organizat sărbătoarea să se desfășoare, ci după planul Tău,
după voia ta și spre slava ta. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom veni cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vom cere ca Dumnezeu să ne dăruiască tot ceea ce vede El că avem nevoie, astfel încât sărbătorile care, pe care le așteptăm să fie cu adevărat împlinitoare pentru noi. Fratele păstor Daniel Alexandrescu se roagă cu voce tare. Seară binecuvântată, noapte bună împreună. Și copiii.